Salutare tuturor și bine ați venit pe noul și primul meu canal de YouTube. De ce primul? Pentru că mai am un al doilea canal în lucru pentru băiețelul meu Matia Somăt, care are doar 3 ani și 5 luni. Mi-ar plăcea ca pe canalul Matia Somăt să înregistrez și să postez daily vloguri, activități pe care noi le avem atât în casă cât și afară, în aer liber. Și de ce nu, dacă v-aș putea da câteva sugestii despre sistemul educațional pentru grădiniță în Germania, din Germania. Mi-ar plăcea ca acolo să rămână amintiri pe care să le mai pot revedea și peste ani. Dacă vreți să mergeți pe canalul Matia Somăt, vă las linkul în descriere. Pe acest canal însă, care este unul general, aș vrea să postez daily vloguri, dar pe lângă asta aș vrea să discut despre pasiunile mele, adică pianul și cititul și călătoriile. Câteva cuvinte despre mine. Eu sunt Diana, așa cum vedeți și din numele canalului meu, Diana Omăt. Am 31 de ani, am urmat cursurile facultății de litere pe secțiunea română-engleză și ale facultății de muzică pe secțiunea pedagogie muzicală, plus un extra master. Am studiat pianul 12 ani de zile, nu am făcut performanță din asta, dar mi-ar plăcea foarte mult ca pe acest canal să înregistrez interpretarea unor partituri, dar în interpretarea mea proprie și personală, cum mi-ar plăcea mie să aud și să cânt o partitură. Tot pe acest canal mi-ar plăcea să înregistrez recenzii ale unor cărți pe care eu le-am citit și poate mi-au plăcut foarte mult. Nu am timpul necesar să citesc foarte mult, spre exemplu să citesc 20 de cărți în 2 luni, însă cărțile pe care le citesc sunt cărți frumoase care îmi fac plăcere și mi-ar plăcea să las o recenzie aici. Țin să mulțumesc booktuberilor din România care fac o treabă extraordinară pentru că ei încarcă mereu recenzii ale unor cărți nou apărute și pentru că există foarte multe persoane plecate din țară care poate și-ar dori să meargă la un club de lectură și iubesc literatura. A asculta o recenzie, pentru mine una, este o relaxare, iar booktuberii din România fac o treabă minunată pentru că ne țin la curent cu noile apariții. Eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru atenția acordată și pentru timpul acordat și vă pup, vă îmbrățișez, numai bine și să ne vedem cât mai curând! Pa!